20:20. Atunci, mama fiilor lui Zebedei s-a apropiat de Iisus împreună cu fiii ei și s-a închinat, vrând să-i facă o cerere. El a întrebat-o, ce vrei? Poruncește, i-a zis ea, ca în împărăția ta acești doi fii ai mei să șadă unul la dreapta și altul la stânga ta. Drept răspuns, Iisus a zis, nu știți ce cereți. Puteți voi să beți paharul pe care am să-l beau eu și să fiți botezați cu botezul cu care am să fiu botezat eu? Putem, i-au zis ei. Și el a răspuns, este adevărat că veți bea paharul meu și veți fi botezați cu botezul cu care am să fiu botezat eu, dar a ședea la dreapta și la stânga mea nu atârnă de mine să o dau, ci este păstrată pentru aceea pentru care a fost pregătită de tatăl meu. Cei 10, când au auzit, s-au mâniat pe cei doi frați. Iisus i-a chemat și le-a zis, știți că domnitorii neamurilor domnesc peste ele și mai marilor le poruncesc cu stăpânire. Între voi să nu fie așa. Oricare va vrea să fie mare între voi, să fie slujitorul vostru. Și oricare va vrea să fie cel din tâi între voi, să vă fie rob. Pentru că nici Fiul omului n-a venit să-i se slujească, ci El să slujească și să-și dea viața ca răscumpărare pentru mulți. Amin. Iubiților, în dimineața aceasta aș vrea să ne uităm pentru început astăzi și mai apoi când am văzut Domnul la o temă și anume cine este ucenicul creștin. Și astăzi vom vedea un subiect mai specific și care va răspunde cumva la această întrebare, dar care are drept menirea să prezinte o învățătură fundamentală și anume învățătura despre răscumpărarea pe care Domnul Iisus a făcut-o prin sângele Său. Și am citit acest pasaj despre fiii lui Zebedei care au venit într-un mod viclean împreună cu mama lor, nu știm care, cum a aranjat, ca să-și asigure postul la dreapta și la stânga lui Iisus, pentru că ei credeau, așa cum și Iuda a sperat până în ultimul moment, și când a văzut că a fost dezamăgit, s-a dus totuși să scoate ceva de la mare lucru, că el va restaura Imperiul Sionist și ei vreau să se asigure din timp că pun mâna pe niște posturi bune. Chestia asta i-a iritat pe tovarășilor, pe prietenilor și Domnul a văzut ce le-a spus. Voi nu știți ce cereți. Deși noi de multe ori ce să cerem de la Domnul și credem noi că ar fi bine și așa, dar Dumnezeu are nevoie să ne mai... Și avem și noi nevoie să ne mai oprim și să vedem dacă chiar e bine ce cerem. Pentru că oamenii aceștia au ceva care i-a surprins. Dacă vreți să fiți mari, ca să-i dai, să fie mari. Da? Cu toate privilegiile adiacente. Va trebui să slujiți. Pentru că împărăția lui Dumnezeu sunt alte reguli. Cel care este mare este slujitorul tuturor. Și Domnul Iisus se dă pe sine. Pentru că nici Fiul omului n-a venit să-i se slujească, ci El să slujească și să-și dea viața răscumpărare pentru mulți. Principiul în împărăția lui Dumnezeu nu este să dicteze cineva și tot să stea în jurul lui și să-i slujească, ci omul acela să slujească la alții și în felul acesta va putea fi iubit și prețuit și să aibă o poziție de răsplătire din partea lui Dumnezeu. Și asta este ideea care se desprinde în acest pasaj. Și, vedeți, ultimul verset se axează exact pe ceea ce vă spuneam. Căci Fiul omului n-a venit să-i slujească, să-i se slujească, ci El să slujească și să-și dea viața ca răscumpărare. Ca răscumpărare pentru mulți. Și vă spuneam că astăzi aș dori să ne uităm la acest gând. Ucenicul este un răscumpărat al lui Hristos. Văzând în tema aceasta, cine este ucenicul creștin? De multe ori și oamenii întreabă, dar voi cine sunteți? Noi suntem de 2000 de ani aici. Noi suntem ortodoxi, mai sunt și catolicii care sunt frații noștri puțin mai... Alții spun, da, mai sunt și grecul care... Voi cine sunteți? De unde sunteți? Cum dați apărut? În Antiohia ne spune cuvântul că acolo ucenicii erau cunoscuți ca urmașii lui Hristos. Ei spuneau ucenici. Domnul Iisus așa le-a spus. Voi sunteți ucenicii mei. A luat 12 bărbați și i-a numit ucenici. Și oamenii au cunoscut ca urmașii lui Hristos. Dar s-au gândit unii să le spună de la Hristos creștini.
Și zice că pentru întâia dată le-a fost dat numai de creștini, dar în început și mai apoi în Cartea Faptelor Apostolilor întâlnim termenul acesta ucenici. Și Biserica creștină ar trebui să se numească Biserica Ucenicilor lui Hristos. Așa ar trebui să și fim. Nu doar să ne numim. Dar parcă ne prea angajează. Parcă ne prea obligă. Și pe undeva parcă e și cumva lezat amorul nostru propriu. Creștinismul, când a devenit sub Constantin cel Mare o religie a Imperiului și care a înglobat și la un moment dat a devenit un blason, deja a stat foarte bine. Iar numele de religia ucenicilor lui Hristos chiar nu dădea bine. Religia creștină a rămas încă până astăzi, dacă vreți, o emblemă pe care mulți o poartă cu drag. Însă, Domnul Hristos ne cheamă nu să fim creștini, ci să fim ucenici. Că suntem noi creștini și lumea ne numește creștini, asta e altceva. Dar termenul a rămas generic, însă noi să rămânem la esență. De aceea, noi spunem că ucenicul creștin este un răscumpărat al lui Hristos. Și ca să spunem specific despre această ucenicie, punctăm ucenicul creștin. Acum, dacă v-aș vorbi probabil despre acest subiect, nu știu cât de dumneavoastră sunteți foarte entuziasmați și doritori. Sau, dacă v-aș spune, hai să vă povestesc și să vă povestesc ceva despre ucenicul lui Avicena sau ucenicul vrăjitor. Ar fi puțin mai interesant să vedem ce aflăm. Dar lucrurile acestea și alți ucenici de altă natură și altor oameni mari au fost și sunt. Însă este pentru noi important și valoros să înțelegem cine este ucenicul lui Hristos și vă spuneam astăzi că El este un răscumpărat al Domnului și nu luăm o învățătură să o explicăm într-un mod abstract, doctrinar, dogmatic și sec, ci noi o unim cu aplicabilitatea ei, respectiv cu viața de credință, la ceea ce se aplică, la viața de ucenicie. Și vedeți, dacă în lumea aceasta creștină sunt cu milioanele și în jurul nostru sunt atâția creștini, mulți creștini, dar puțini ucenici. Și Domnul se spunea, puțini sunt cei care sunt gata să urmeze, să fie cei care să lucreze. Vezi, pentru mulți, biserica apare așa un fel de sferă transparentă și protectoare în care am intrat și ne plasăm ușor spre cer, trăim viața ca și toți ceilalți, sigur, după anumite principii. Dar ucenicia aceea care înseamnă cu totul altceva, în principiu înseamnă consacrare, pentru mulți este ceva foarte îndepărtat. Vedeți, de ce ucenicie și ucenici? Asta a fost structura pe care Domnul Iisus a ales-o. Pentru ca să ducă mai departe mesajul mântuirii și al împărăției sale. El a ales 12 bărbați pe care i-a avut cu sine 3 ani și jumătate. I-a învățat, i-a călăuzit, le-a arătat slava sa și ei au fost martori la toate lucrurile care le-a făcut el. Și apoi, după Rusalei, prin Duhul Sfânt în puterniciții, au mers să ducă mesajul Evangheliei și al împărăției. Acum, sigur, termenul de ucenic este în engleză discipol. În limba rusă, de aici vine cuvântul, din limba rusă, ucenic, ucenița, da? Ucenica, ucenița, ucenicul, învăță cel, unul care învață. Elev, chiar așa se spune, rusește ucenic, elev. E, acum, în viața de zi cu zi, ucenicii sunt cei care stau lângă un meșter, lângă un maestru, învață o vreme, după aia devin calificat sau calfe și mai apoi pot deveni ei și maestri. Dar în viața de credință, ucenicul e unul care învață tot timpul de la maestrul său care este Hristos și care crește în asemănare cu Hristos și El însuși îi învață și îi ajută pe alții ca să crească în acest proces de ucenicizare ca și ucenici ai Domnului. Și în dimineața aceasta aș vrea să ne uităm la această învățătură despre răscumpărarea realizată de Domnul Iisus Hristos și vom vedea câteva chestiuni importante, temelia ei sau esența ei, garanția ei, consecințele și binecuvântările. Și am luat această tablă ca să mai și scriu câte ceva, să mai și vă rămână vizual, să vă ajute un pic. Nu că este o școală aici. Uneori o să folosim, alteori nu o să folosim. Dar dacă am putut să o luăm, pentru că, vedeți,
privind uneori, memoria ne ajută să păstrăm și poate, dacă chiar vrem, să mai și scriem ceva și lucrul acesta ne va fi de folos. Așa că astăzi aș vrea să punem această învățătură. Ucenicul creștin este un răscumpărat al lui Hristos și dați-mi voie să scriu aici. Nu știu dacă se vede prea bine în spate, dar mă rog, pentru că la primele rânduri totuși cred că se vede. Mai repede, haideți să folosim niște cuvânt, da? Este un... Și o să scriu aici roșu, răscumpărat. Un răscumpărat al lui Hristos. Și haideți să ne uităm puțin la această învățătură, pentru că este extrem de important să înțelegem ce înseamnă această răscumpărare. Și ea este fundamentală pentru viața de credință. Dacă înțelegem învățătura despre răscumpărare în mod biblic și corect, ne-am așezat pe o poziție sănătoasă și avem un fundament care va rezista în timp. Vedeți, răscumpărarea este un termen din piață. Și este și astăzi folosit. Oameni care au niște bunuri, le pierd și atunci nu au posibilitatea, din anumite motive, să duc să le cumpere de la noul proprietar și ei spun că le răscumpără și devin ale lor. Lucrul acesta s-a întâmplat din totdeauna. Vreau să vă amintesc că în Vechiul Testament întâlnim un caz, o familie, Elimelec, soția lui Naomi, pleacă din Betleem și se duc în Moab și acolo ei își vând tot și acolo își dezvoltă familia, casa, afacerile, băieților trebuie să căsătoresc, numai se întâmplă o tragedie. Și soțul, și băieții ei, nu știm prin ce împrejurări ajung să moară. Ea rămâne singură, cu nurorile. Și după aia aude că în Betleem, pentru că fusese o secetă, de-aia a plecat, lucrurile s-au îmbunătățit și e prosperitate. Și mă voi întoarce înapoi în casa mea. Una dintre nurori o urmează, Rut, Moabita, și acolo când ajunge, află că pământurile ei erau la alții, dar cineva din familie se gândește să răscumpere. Și merge și plătește prețul. Știți că în răscumpărare intră și Rut și istoria e foarte frumoasă. Și reintră din nou în posesie familia a ceea ce avusese cândva. Se răscumpără bunurile care fusese înstrăinate. Și erau în Vechiul Testament niște legi foarte clare privitor la această răscumpărare. Acum vreau să vă spun că numai lucrurile se răscumpără, s-au răscumpărat, dar în vremea aceea era ceva cumplit. Ceva care a fost abolit. Ceva care a adus multă suferință pe pământ, și anume sclavia. Acum, când vorbește de răscumpărare, termenul este folosit chiar din această zonă și Biblia ne arată nouă că prin păcatele noastre, care ne-am îndepărtat de Dumnezeu, noi am ajuns robii păcatului și robii influențelor malefice ale celui rău. Și Biblia spune că nu există neutralitate. Sunt două căi, calea largă care duce la pierzare și pe care mergi oamenii care nu ascultă de Dumnezeu și de cel rău, și calea îngustă care duce la viață și sunt cei care ascultă de Dumnezeu și prin Hristos, care este această cale mers spre cer. Nu există neutralitate, purgatoriu sau cale de mijloc. Ei bine, lumea aceasta fără Dumnezeu a ajuns robi ai păcatului și a celui rău. Și lumea se aseamănă cu un târg al deșertăciunilor, cu o mare piață în care stăpânii vin și își dau unii la alții sclavi, își vând unii la alții. Și dacă vreți, niște stăpâni, poate cel mai general și cel mai bogat și cel mai cunoscut stăpân în lumea aceasta de sclavi este stăpânul Ban. Și atâția oameni sunt robii acestui stăpân. El este poate un alt stăpân putere
și se zbat să ajungă până, dacă se poate, la nivelul de președinte. Oamenii să aibă putere. Este stăpânul răzbunare, este stăpânul trufie și așa mai departe. Sunt mulți stăpâni. Și în această lume de sclavi, oamenii vin și își dau unii la alții. Și când vine Hristos și licitează pentru un suflet, Hristos spune, îl plătesc cu sângele meu, și Dumnezeu care conduce licitația spune, a judecat, este al lui. Ei bine, lumea aceasta se uită când vine Hristos în mijlocul ei, cu sângele său, și face contrareclamă. Stăpânii aceștia îi țin departe pe toți cei ce fac publicitatea lui Hristos. Și când se apropie, cumva să nu ajungă el acolo, pentru că atunci când el licitează, spune, pentru sufletul ăsta dau sângele meu, nimeni nu poate să dea un preț mai mare, atunci Dumnezeu care conduce acea lucrătie, el spune, da, a judecat. Numai că Hristos nu le-a pus sila pe om, ci Hristos îl cheamă și îi cere și acordul său. În felul acesta, când un om acceptă să vină la Hristos, în felul acesta începe viața de credință. În felul acesta, omul acela devine proprietatea lui Hristos. În felul acesta este începutul vieții de credință. Și biserica este mulțimea celor răscumpărați. Celor care au fost cumpărați cu sângele lui Hristos. Celor care au venit la El pentru că El a plătit un preț și ei sunt acum ai Lui. Vreau să vă reamintesc ce spune la Fapte 20:28. Spune Apostolul Pavel presbiterilor din Efes, păstoriți turma lui Dumnezeu pe care El, Domnul Iisus, a câștigat-o cu însuși sângele Său. El a câștigat-o, termenul este de a cumpărat-o. Acesta este termenul original, aici tradus cu a câștigat-o. Pe care a cumpărat-o cu însuși sângele Său. Iar referitor la biserică și la cei mântuiți, de multe ori întâlnim aceste cuvinte, că sunt răscumpărații Domnului. Și vreau să vă amintesc câteva referințe Efeseni, capitolul 1, cu versetul 7. Spune Apostolul Pavel, zice, în El avem ce? Răscumpărarea prin sângele Lui, iertarea păcatelor după bogățiile Harului Său. 1 Timotei 2 cu 6 și 7. Știți ce spune acolo? Asta este o referință pe care ar trebui să o ținem minte cu toții. Și dacă nu ținem minte, mai aruncăm o geamă înainte. Da? Adică pe perete din spatele meu. 1 Timotei 2 cu 6 și 7. Da? Căci este un singur mijlocitor și este un singur Dumnezeu și un singur mijlocitor, Domnul Iisus Hristos. Și auziți ce spune? Omul Iisus Hristos care s-a dat pe sine însuși ca preț de răscumpărare. Pentru mulți, faptul acesta trebuia a devenit la vremea cuvenită. 1 Petru 1 cu 18. Zice că știți că nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur, ați fost răscumpărați din felul de șer de viețuire, ci cu sângele scump al lui Hristos. Mielul fără cusur și fără prihană. Și dacă vă uitați în Apocalipsa 5 cu 8 și 9, atunci când nu se găsea nimeni să deschidă cartea aceea și să îi rupă pe cețile, ne spune cuvântul că Domnul Iisus Hristos a semănat cu un leu și cu un miel, a venit înaintat și a luat cartea să-i rupă pe cețile și zice că toți cei din jurul lui Dumnezeu, slujitorii aceia, păturile vii, cântau o cântare nouă și ziceau, vrednic ești tu să iei cartea și să-i rupi pe cețile, căci ai fost junghiat și ai răscumpărat pentru Dumnezeu cu sângele tău oameni din orice seminție, de orice limbă, de orice norod și de orice neam și ai făcut din ei o împărăție și preoți pentru Dumnezeu, pentru Dumnezeul nostru și ei vor împărăți pe pământ. Frați și surori, observați multe, doar câteva texte, care ne spun că noi suntem răscumpărații lui Hristos cu sângele Său, din felul de șer de viețuire, din robia păcatului, din robia celui rău. Și această răscumpărare a făcut-o Hristos
Pentru că el a trebuit să plătească. Cui a plătit Hristos? După această logică ar trebui să zicem că el a plătit lui Satan. Dar vreau să vă spun că lucrurile nu stau așa. El n-a plătit lui Satan, pentru că Dumnezeu nu are niciun târg și nicio negociere cu Satan. Când Hristos a plătit cu sângele Său, El a plătit dreptății lui Dumnezeu, care dreptatea aceea cerea moarte pentru păcat. De aceea s-a introdus sistemul jertfelor. Și Hristos a fost jertfa care le-a acoperit pe toate, în care a fost puse toate jertfele din Vechiul Testament. Și dreptății lui Dumnezeu, de ce se zice la Ioan 1? Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept. De ce? E drept pentru că dreptatea lui Dumnezeu a făcut să cadă asupra sa nelegiurile noastre. Mulți oameni au suferit mai mult ca Hristos în închisori. Și au fost torturați mai mult din punct de vedere fizic. Mulți oameni au fost persecutați, poate zeci de ani. Dar vreau să vă spun un lucru. Că nimeni n-a avut suferința lui Hristos aceea despărțirii de Dumnezeu. Și aceasta este suprema suferință. Pentru că nimeni, dacă au avut o torturi și chinuri, poate asemănătoare cu lui sau mai mari ca ale lui, poate unii au fost dați cu smoală și arși și făclii vii. Ei bine, nimeni, toți aveau legătura cu Dumnezeu în momentul acela. Aveau prin Hristos nădejdea întâlnirii cu Dumnezeu. Dar Hristos când a suferit, El a fost despărțit de Dumnezeu. Aici a fost marea și inexplicabilă suferință. De aceea El a fost făcut o jertfă de ispășire pentru păcat și a plătit. Și zice că ne-a cumpărat cu un preț. De aceea spune proslăviți pe Dumnezeu în trupul și în Duhul vostru. Frați și surori, iată în esență ce este răscumpărare. Și fiecare dintre noi avem nevoie să înțelegem că nu suntem doar niște oameni care au primit un dar al mântuirii ca să trăim și noi când vrem, cum vrem. Ci noi suntem ai lui Hristos. Îi aparținem lui Hristos și aș vrea să ne uităm la garanția faptului că noi suntem al lui Hristos și această garanție, această siguranță că îi aparține lui Hristos, toți cei care ne-am întors la Dumnezeu prin Hristos și ne-am pus nădejdea, chemându-L pe El ca Domnul nostru, această garanție este Duhul Sfânt. Duhul Sfânt care a venit în viața oamenilor și ne spune cuvântul atunci când au crezut în Efeseni 1 cu 12 și 13 că voi, după ce ați auzit cuvântul adevărului, Evanghelia Mântuirii voastre, ați crezut în El și ați fost pecetuiți cu Duhul Sfânt care fusese făgăduit și care este o arvună a moștenirii noastre pentru răscumpărarea celor câștigați de Dumnezeu spre lauda slavei Lui. Vedeți? Duhul Sfânt este pecetea, este arvuna pentru toți cei care au fost răscumpărați de Dumnezeu. Aceasta este garanția răscumpărării noastre. Iar în Galateni 4 cu 5 la 7 citim, zice, la împlinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său născut din femeie, născut sub lege, ca să răscumpere pe cei ce erau sub lege și ca să căpătăm înfierea. Și pentru că sunteți fii, Dumnezeu ne-a trimis în inimă Duhul Fiului Său, care ne face să strigăm Ava, adică Tată. Această pecete, această garanție care este Duhul lui Dumnezeu a venit să locuiască în noi. Imaginați-vă că cineva are o casă. Este o familie, tineri, cu posibilități, fericiți, se iubesc, își cumpără o casă și locuiesc în ea. Acolo Dumnezeu îi binecuvintează cu copii și se bucură de ei, sunt anii aceia frumoși. Dar fac investiții, se dezvoltă și la un moment dat casa este, pentru că banca, ca să poată să-ți dea bani, cere o anumită ipotecă, este ipotecată, investițiile nu merg, casa este pierdută și ei trebuie să se mute cu chirie undeva și sunt oameni pozitivi, se încurajează unul pe altul și continuă cu curaj și afacerile încep să prospere și ei încep să-și revină. Și își cumpără un apartament, își cumpără o casă, încep să își ia și încolo și încoace și așa mai departe. Își mai au alte proprietăți, spune Dumnezeu. Dar la un moment dat își amintesc de casa lor. Și spun, asta e casa în care am început viața noastră de căsnicie. Aici e casa unde au fost copiii noștri.
am vrea să o recuperăm, avem suficient bani. Să ducem la proprietar și îi spune din start. Dar spune, nu vreau să cumpăr casa, dar ei dau un preț la care tipul nu rezistă și imediat își fac actele. Și ei se duc și văd din nou casa. Și își amintesc de tot ceea ce a fost frumos la început și zic, ce ar fi să ne mutăm aici? Și oamenii vin și își iau lucrurile și se mută din nou în casa lor. Vedeți, frați și surori, așa face Dumnezeu. Noi am fost proprietatea Lui prin creație, dar prin cel rău ne-am pierdut. Și am ajuns sub influența stăpânirii păcatului și a celui rău. Dar Dumnezeu ne-a răscumpărat și a plătit un preț mare care nu-L putea rezista nimeni. Și însuși Dumnezeu a dat verdictul. Da, nimeni nu poate să dea un preț mai mare. Și acum suntem proprietatea Lui din nou. Că suntem răscumpărați Lui. Dar lucrul cel mai frumos, știți care este? Sau lucrurile nu se opresc aici. Și o să continuăm puțin ideea asta mai departe. Este că acum El vine să locuiască în casa aceasta. Această casă ești tu și eu în care este Duhul lui Dumnezeu. De aceea trupul tău care este templul Duhului Sfânt, el trebuie să fie curat, să fie predat Domnului, să fie sfințit, nu abuzat, nu disprețuit, nu neglijat, nu unit cu păcatul. Zice să nu iau mădularele mele, să fac din ele mădularele unei desfrânate. Să nu iau mădularele mele să le pun în slujba păcatului. Ci din potrivă, să nu iau ochii mei să-i dau murdăriei. Să nu iau urechile și buzele mele. Pentru că e tot trupul acesta e templul Duhului Sfânt și asta se spunea într-o vreme în care oamenii se uitau la trup ca la ceva stricat, ca la ceva rău, ca la ceva care trebuie biciuit, flagelat, dar să supă unii cum se biciuiesc și se flagelează. Crezând că trupul acesta are ceva, nu trupul de vină, această structură biologică. Ci interiorul acela căzut. Și noi, ca și temple ale Duhului Sfânt, noi suntem chemați, frați și surori, să-L onorăm pe Dumnezeu și, de asemenea, să ne lăsăm călăuziți de Duhul lui Dumnezeu. Pentru că Duhul lui Dumnezeu ne călăuzește în tot adevărul. Zice, Duhul Sfânt vă va călăuzi în tot adevărul, le-a spus Domnul Iisus ucenicilor. Și Domnul să ne ajute să avem încredere și să cunoaștem călăuzirea Duhului Sfânt. Promisiunea este veche și dacă ne uităm la Isaia, la 48:17 o găsim scrisă încă cu sute de ani înainte. Zice aici așa, așa vorbește Domnul, răscumpărătorul tău, Sfântul Israel. Eu, Domnul Dumnezeul tău, te învăț ce este de folos și te călăuzesc pe calea pe care trebuie să mergi. Amin? Vedeți? Vrei tu să accepți călăuzirea aceasta? Dacă Duhul Sfânt este în viața ta, trupul tău este templul Duhului Sfânt. Te-ai gândit serios la asta? Amin. Păi da, numai adventiștii trebuie să aibă grijă de trupurile lor? Dar numai cei care nu beau și nu fumează și nu iau droguri trebuie să aibă grijă de trupurile lor? Numai cei care muncesc până cadă din picioare trebuie să aibă grijă de trupurile lor? Da, sunt bune astea, dar în primul rând trupul să nu fie o unealtă a păcatului. Și dacă ochii mei, și dacă buzele mele, și dacă mâinile mele au slujit păcatului, să știu că trupul acesta aparține lui Hristos și el trebuie să fie sfânt. Amin, biserică? Iată garanția. Ne uităm acum la consecința. La consecința răscumpărării. Faptul că am fost răscumpărați Duhul Sfânt avem în noi. Dar este foarte important acum consecința și atenție. Va trebui să ne deschidem bine inima și urechile pentru că aceasta de multe ori nu este înțeleasă. Sau este înțeleasă greșit. Prima consecință a faptului că suntem răscumpărați, fundamentală, esențială, este că noi nu ne mai aparținem nouă, ci aparținem lui Hristos. Și nimeni n-a zis amin. Frați și surori, eu știu că ne sperie chestia asta. Cum să nu mai ne aparțin mie? Păi dacă El m-a plătit cu sângele Său, vă spuneam mai devreme că nu există neutralitate. Ori ești la un stăpân, ori ești la. Acum ești la stăpânul acesta. Și stăpânul acesta, Hristos, te are în proprietate. Și acum, tu ești proprietatea Lui și noi suntem proprietatea Lui. Și la 1 Corinteni 6:19-20, pentru ca să nu ne ducem prea departe cu gândul, și o să vedeți de ce, găsim scris aceste cuvinte. 1 Corinteni 6:19-20. Auziți ce spune aici? Cuvinte care de altfel cred că vi le amintiți. Fugiți de curvie. Orice alt păcat pe care îl face om este un păcat săvârșit afară din trup, dar cine curvește
păcătuiește împotriva trupului său. Nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt care locuiește în voi și că pe care l-ați primit de la Dumnezeu și că voi nu sunteți ai voștri. Ați auzit? Voi nu mai sunteți ai voștri. Asta este baza, prima consecință a răscumpărării. Tu nu mai ești al tău. Eu nu mai sunt al meu. Da, cui? Al lui Hristos. Căci ați fost cumpărați. Și aici este folosit exact termenul. Ați fost cumpărați cu un preț. Proslăviți dar pe Dumnezeu în trupul și în Duhul vostru care sunt ale lui Dumnezeu. V-ați gândit serios la chestiunea asta până acum? Trupul și Duhul meu sunt ale lui Dumnezeu. El este Hristos proprietarul. Wow! Fac ce vreau cu timpul meu, cu trupul meu, cu ochii mei, cu banii mei, cu buzele mele, cu mâinile mele. Fac ce vreau, trupul meu. Ce? Așa este gândirea lumii. Gândirea ta, copil al lui Dumnezeu răscumpărat. Nu. Eu sunt proprietatea lui Hristos. Prima consecință. Trupul acesta. Pentru că vedeți cea mare problemă noi avem cu trupul. Trupul vrea să-i dăm confort, trupul vrea să-i dăm plăceri păcătoase, trupul vrea să-i dăm odihnă până nu mai putem și nimic Dumnezeu, trupul vrea să-i dăm plimbare și distracție și nu slujire. Trupul acesta este, de fapt, firea aceasta prin trup se manifestă. Încă o dată vă spun, nu ne referim la biologic, la celule. Ne referim la firea noastră pământească care lucrează prin trupul nostru fizic. Dar, atenție, avem nevoie să înțelegem că răscumpărarea lui Hristos și aici este baza uceniciei. Dacă ucenicul creștin este un răscumpărat al lui Hristos, trupul său este, viața sa este proprietatea lui Hristos. Hristos este stăpânul. De aceea spune Apostolul Pavel, umblați călăuziți de Duhul Sfânt și nu împliniți poftele firii pământești, pentru că nu voi puteți face tot ce voiți, adică tot ce vrea firea aceea. Poate vă spăimântă, poate vă îngrijorează. Păi eu credeam că credința creștină oferă libertate. Eu credeam că oferă bucuria libertății. Nu, acum au trecut de la un stăpân la altul. Dar ce se întâmplă? Vă spuneam că nu există neutralitate. Dar atenție, ce înseamnă că Hristos este stăpânul peste trupul nostru? Hristos nu face ceea ce făcea vechiul stăpân. Să chinuie și să distrugă trupul acesta până îl va pune în țărână. Ce Hristos înnobilează și vă spuneam că Duhul Sfânt a venit în trupul acesta și Duhul Sfânt locuiește în trupurile noastre și noi suntem acum de trei ori ai Domnului. O dată prin creație, o dată prin răscumpărare și o dată prin rezidență. Amin? Amin. Domnul este și a găsit rezidență. Unde și-a găsit Dumnezeu rezidență? Zicea la Vechiul Testament, Doamne, când vei vor intra copiii tăi în crize, în necazuri. Când își vor îndrepta ochii spre locul rezidenței tale, spre templu, atunci să le ascult rugăciunea. Duhul Sfânt are rezidența acum în cei răscumpărați. Și Duhul lui Dumnezeu locuiește în trupurile, în viețile noastre. Și vreau să vă spun că din această perspectivă, noi trebuie să ne socotim robii lui Hristos, sclavii lui Hristos. Iată aici locuiește. Dar asta știți când o recunosc oamenii? Știți când o recunosc? Când se duc să plătească. Cât costă o literă să-mi o scrii pe margine? Și la sfârșit, aici locuiește robul lui Dumnezeu. Păi nu să locuim, nu atunci să recunoască când s-au coborât grie. Ci când trăim în fiecare zi. Robul lui Dumnezeu, robul lui Hristos. De ce credeți că Apostolul Pavel chiar spunea? Pavel, rob al lui Iisus Hristos, vă amintiți, da? El chiar trăia lucrul acesta. Și vreau să vă spun că nu avem motive de îngrijorare. Nu avem motive de a ne teme. Că am intrat într-o robie. Vai, creștinismul care credeam noi este o robie. Nu, frați și surori. Haideți să vă citesc două referințe imediat. Romanul cu 15 la 17. Care spune așa de frumos. Apostolul Pavel zice... Și voi n-ați primit un duh de robie. Ca să mai aveți frică, ci ați primit un duh de înfier care ne face să strigăm Ava, adică Tatăl. Însuși Duhul adeverește împreună cu Duhul nostru că suntem copii al lui Dumnezeu. Și dacă suntem copii, suntem și moștenitori ai lui Dumnezeu. Și împreună moștenitori cu Hristos, dacă suferim împreună cu El. Auziți?
Noi suntem robii lui Dumnezeu. Dar Hristos face ceva extra, că ai ce frumusețe a lui Dumnezeu. De aceea tu ești cel mai frumos din toată creația. El zice, da, voi sunteți robii mei, dar vreau să vă spun ceva. Ioan 15. Nu vă mai numesc rob, ci vă numesc prieteni. Și mai mult decât atât, vreau să împart cu voi moștenirea și vă numesc fii. Și vreau ca să știți că acolo, în împărăția cerească, voi să fiți bucuria mea, așa cum pentru mine, mireasa e bucuria lui. Voi sunteți robi, dar în același timp eu vă numesc prieteni și vă numesc fii. De aceea Iosif e un prototip al lui Hristos, că el i-a primit ca pe niște robi pe frații lui, dar i-a tratat ca pe niște frați și a onorat în cel mai bun loc în Gosen. Și, frați și surori, Apostolul spune la Evrei, capitolul 2, versetul 10, un text pe care dumneavoastră l-ați auzit și îl cunoașteți, despre Domnul Hristos. Că în relație cu cei răscumpărați, în relație cu cei mântuiți, zice că cel ce sfințește și cei ce sunt sfințiți sunt dintr-unul, de aceea lui nu este rușine să ne numească cum? Frați. Vedeți? Când zice, voi vesti numele tău fraților mei și voi cânta lauda ta în mijlocul adunării. Frați și surori, vedeți, relația noastră cu Domnul nostru Iisus Hristos este una, noi privim spre El ca robii lui Dumnezeu, ca proprietatea sa, iar El privește spre noi ca prietenii săi, ca frații săi, ca mireasa sa. De aceea este una de referență și teamă, dar și de iubire și de bucurie. Aceasta este una foarte tainică. Eu mă apropii cu bucurie, dar și cu referență de Hristos. Pentru că eu sunt proprietatea Lui. El este stăpânul meu peste tot ce am eu și sunt eu. Dar în același timp este fratele meu mai mare, este mirele meu ceresc, este cel care îmi pregătește împărăție. Așa trebuie să privim noi răscumpărarea care este în Hristos. Și din această perspectivă, frați și surori, ca și proprietatea lui Hristos, noi suntem chemați la ceva uluitor, la ceva tulburător pentru gândirea omenească. Unii nu pot să suporte Cuvântul lui Dumnezeu. Și să ne rugăm pentru toți aceia care atunci când Cuvântul lui Dumnezeu este vestit, îi scoate afară Duhul cel rău. Îi scoate afară orice altceva. Să nu stea în prezența lui Dumnezeu. Să, Doamne, îndură-te și ține la Cuvântul tău, străpunge-i tu. Pentru că, uitați ce se spune ceva uluitor. Și poate nu v-ați gândit până acum la cuvintele acestea la modul foarte serios. Haideți să ne uităm la două dintre ele. La Galateni 5 cu 16 și 17. Și o să ne uităm și la Romani. Ne apropiem ușor și de încheierea acestui timp. Zice Apostolul Pavel aici la Galateni capitolul 5 versetul 16 și 17. Zic, dar umblați cârmuiți de Duhul și nu împliniți poftele firii pământești, că firea pământească poftește împotriva Duhului și Duhul împotriva firii pământești sunt lucruri potrivnice unele altora, așa că nu puteți face tot ce voiți. Romani 14 cu 7 și 8. Și aici este ceea ce atrăgeam atenția, că poate nu ne-am gândit suficient de serios la acest cuvânt atât de profund. 78. Într-adevăr, niciunul din noi nu trăiește pentru sine și niciunul din noi nu moare pentru sine, căci dacă trăim pentru Domnul, trăim și dacă murim pentru Domnul, murim. Deci fie că trăim, fie că murim, noi suntem ai Domnului, căci Hristos pentru aceasta a murit și a înviat să aibă stăpânire peste cei morți și peste cei vii. Wow! Niciunul dintre noi nu trăiește pentru... Păi stai puțin, unde suntem? Numai până acum pentru sine. Niciunul dintre noi nu moare pentru sine. Cum vine asta? Vedeți? Cel peste care Hristos stăpânește și proprietatea lui Hristos recunoaște că eu nu mai trăiesc pentru mine. De aceea spune Apostolul Pavel că nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine și viața care trăiesc, o trăiesc prin credință. De ce? Că eu îi aparțin Lui. Frați și surori, vedeți ce consecințe are această lucrare măreață de răscumpărare. De-aia vă spuneam că cine nu înțelege răscumpărarea, n-a înțeles baza vieții credinței. Nu pot să spun, fac ce vreau, mă duc unde vreau și mă interesează. Nu? De aceea Iacob zice, frații mei, dacă va vrea Dumnezeu, vă veți duce. Luați-L pe Dumnezeu înainte de orice, în calculele voastre. Și eu mă rog ca Domnul să
ne dea putere să ne cercetăm, trăiesc, cât trăiesc eu pentru mine și cât trăiesc pentru Hristos. Păi da, dar eu trebuie să-mi fac viața și toate cele. Dar în toate cele e Hristos prioritatea mea, e Hristos aprobarea mea, e Hristos stăpânul care îmi visează toate hotărârile, sau de multe ori nici nu mai îmi pasă și uit de el și mă gândesc, l-am întrebat și pe Domn. Ia să întrebăm, mai e aici un proroc al Domnului, cum ziceau oamenii aceia cândva. Frați și surori, mă rog ca Domnul să ne ajute să raportăm toate hotărârile noastre la autoritatea lui Hristos. Și această decizie, această consecință, că noi nu ne mai aparținem nouă și că noi nu mai trăim pentru noi, să fie una naturală și normală. Ți este clar, sora mea și fratele meu? Gândește-te ce ți-am spus astăzi. Este de la Duhul Sfânt. Și dacă nu vrei să trăiești așa, tu nu vei putea să trăiești o viață creștină, pentru că Domnul a spus clar, cine vrea să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea. Nu se poate fără așa ceva. Altfel, mulți vor auzi, duceți-vă că nu vă cunosc unde ați fost voi. Ce ați lucrat. Să nu ne amăgim cu tot felul de formule religioase. Ăsta este clar, ăsta este adevărul și dacă vreți să zidim viața creștină, biruitoare și de ucenicia lui Hristos pe o temenie solidă care a răscumpărării, noi trebuie să primim cuvintele acestea, Doamne ajută, amin. Și în încheiere două cuvinte despre binecuvântarea răscumpărării care este în Hristos. Binecuvântarea aceasta are două direcții. Odată că Dumnezeu creează din cei răscumpărați oamenii asemenea lui Hristos în caracterul lor. Și cea mai mare realizare pe pământul acesta. Folosindu-se Dumnezeu de familie, folosindu-se Dumnezeu de locul de muncă, folosindu-se Dumnezeu de dușmani, folosindu-se Dumnezeu de harul slujirii, folosindu-se Dumnezeu de suferințe absurde și inexplicabile pentru noi, folosindu-se Dumnezeu de N situații, cea mai mare realizare în ființele noastre pe pământul acesta este devenirea în caracter asemenea lui Hristos. Noi toți privim cu fața descoperită ca într-o oglindă slava Domnului și suntem schimbați în același timp cu al Domnului din slavă în slavă, 2 Corinteni 3 cu 18 și Efeseni 4 cu 5 zice că a dat bisericii slujitori. De ce? Ca să creștem, ca să ajungem la Cel ce este capul. Asta înseamnă să devenim asemenea Lui. Asta este cea mai mare binecuvântare pe pământul acesta pe care o putem realiza. În cer nu se mai putea, aici se poate. A doua binecuvântare este bucuria cerească. Uitați-vă ultimele cuvinte, Isaia 35 și 51. Sunt niște promisiuni frumoase pe care prorocul le dădea poporului în perspectiva mesianică și viza tocmai promisiunea și profeția aceasta. Isaia 35 cu 8 la 10. Acolo se va croi o cale, un drum pe care se va numi calea cea sfântă. Niciun om necurat nu va trece pe ea, ci va fi numai pentru cei sfinți și cei ce vor merge pe ea, chiar și cei fără minte nu se vor rătăci. Pe această cale nu va fi niciun leu, nici o fiară sălbatică nu va apuca pe ea, nici nu va fi întâlnită pe ea, ci cei răscumpărați vor umbla pe ea, cei izbăviți de Domnul se vor întoarce și vor merge spre Sion cu cântece de biruință. O bucurie veșnică le va încununa capul. Veselia și bucuria vor apuca, iar gemetele vor dispare. O bucurie veșnică va încununa capul lor. Iar puțin mai încolo, la 51 cu 10, zice prorocul, astfel cei răscumpărați de Domnul se vor întoarce, vor veni în Sion cu cântări de biruință și o bucurie veșnică le va încununa capul, iar durerea și gemetele vor fugi. Această bucurie veșnică, frați și surori, este binecuvântarea pentru cei răscumpărați și transformarea lor în asemănare cu Hristos pe pământul acesta. Apocalipsa 19 cu 6 este ultima referință din ultima carte a Bibliei și care arată tocmai bucuria răscumpăraților la nunta Mielului. Și am auzit un glas de gloată multă ca voie Dumnezeu pe multe, care zicea, Aleluia! Domnul Dumnezeul nostru cel atotputernic a început să împărățească, să ne bucurăm și să ne veselim, să-i dă slavă, căci a venit nunta Mielului, soția lui s-a pregătit, s-a dat să îmbrace cu mâini subțire și strălucitor, care sunt faptele neprihănite ale Sfinților. Frați și surori, creștinul, ucenicul creștin este răscumpăratul lui Hristos.
Și ca răscumpărat al lui Hristos, am văzut baza răscumpărării, am văzut esența răscumpărării, am văzut consecințele ei și binecuvântarea ei. Mă rog ca fiecare dintre noi să medităm la cuvântul acesta. Este atât de important că va trebui să vă uitați pe site și să vedeți predica, să o mai ascultați odată. Pentru că sunt extrem de importante, fundamentale pentru o viață de biruință și de ucenicie în ascultare de Domnul. Pe aceasta se fundează ucenicia creștină. Și Domnul să ne dea putere să împlinim voia, să încheiem cu cântarea curățit ești de păcat și înnoit, curat prin sângele lui Iisus. Ești născut din nou, de patim mântuit, curat prin sângele lui Iisus. Și este o întrebare care o pune autorul. Și aș vrea ca fiecare dintre noi, în timp ce cântăm cântarea aceasta și cele ce urmează, să ne cercetăm să fie ca o rugăciune în inimile noastre. Haideți să ne ridicăm. Curățit ești de